sunteți eu, unul dintre cei mai norocoși pământeni pentru că ați avut ocazia de a observa din spațiu cum arată Pământul. Aici pe Pământ au apărut tot felul de teorii, care mai de care mai surprinzătoare. Uh, și o să mă refer acum la Earth Flat. Este teoria potrivit cărea Pământul nostru n-ar fi n-ar fi de fapt rotund, ci mai degrabă plat, înconjurat de pereți de gheață și că noi am fi într-un fel puși într-un glob de sticlă. Doamne, câtă ignoranță a ajuns să se promoveze la nivel terestru. Pe lângă faptul că am fost al 103-lea norocos al planetei care să ajungă în spațiul cosmic, deci am fost printre pionieri, de fapt. Acum sunt cam 570 de oameni care au zburat deja în spațiul cosmic, deci nu mulți, oricum, ținând cont că primul zbor a avut loc în 1961. Uh, desigur, toți am zburat în cosmos, ne-am învârtit în jurul Pământului, l-am văzut cât de rotund, cât de frumos este. Uh, studiem, cei care am apucat să studiem la școală astronomie, eu am apucat să studiez astronomie la orele de matematică. Acum nu se mai studiază. Am învățat ceea ce reprezintă sistemul planetar, cum s-a format, ce reprezintă planetele. Vin acum oameni serioși care spun că pământul este plat, am fost oprit în carfur, într-un magazin, pur și simplu, de un om foarte serios, domnul Prunariu. Uitați, am aflat de teoria aceasta și este credibilă din punctul meu de vedere. Dumneavoastră care ați fost acolo, trebuie să ne spuneți, este plat sau nu? Dar noi suntem convinși că veți adera la teoria noastră. Am spus, domnule, i-am explicat frumos. Domnule, cum am învârtit eu de 125 de ori în jurul Pământului? În jurul unui Pământ plat am zburat stânga-dreapta, stânga-dreapta? Nu. Vă spun eu sigur că este rotund. Da, dar există deja demonstrații că Pământul este plat. Deci n-am putut să cred. Desigur, există teorii, există ignoranță, din ce în ce mai multe, din păcate, și oamenii aderă la astfel de teorii. Invazia de farfurii zburătoare, tot felul de imagini care apar pe internet cu diferite obiecte cosmice necunoscute. Sunt și mărturii ale unor așa zis experți sau chiar oameni foști astronauți, sunt ingineri. Dumneavoastră credeți într-o entitate extraterestră? Um, este greu de evaluat ceea ce există. la nivelul planetei noastre din punctul acesta de vedere. Ceea ce accept eu, și spun că ar fi absurd să nu fie așa, este că există viață în Univers. Există viață pe alte corpuri cerești. Sub ce formă, cum se manifestă aceasta, cât de dezvoltată este aceasta, este o mare necunoscută. Deci, Pământul nostru este o mică planetă într-un sistem planetar care are drept stea soarele, care se află undeva spre marginea galaxiei din care facem parte. Astfel de sisteme planetare există extrem de multe în galaxia noastră. Există multe alte galaxii în Univers. Miliarde, miliarde de stele și milioane de galaxii, roiuri de galaxii. Închipuiți-vă cum ar fi posibil ca doar pe această mică planetă, aici pe Pământ, să se dezvolte viață. Noi ne referim la viață sub forma pe care o cunoaștem noi. Dar viața sunt convins că poate să existe și sub alte forme. Poate să existe, de ce nu, și sub formă energetică. Desigur, e greu de spus cum a ajuns viața pe Pământ. Există o teorie, teoria panspermie universale, care spune că viața se propagă în Univers și acolo unde găsește condiții favorabile se dezvoltă. Ei bine, eu mă gândesc că s-ar putea ca acum milioane de ani, viața să se fi dezvoltat în sistemul nostru solar, poate pe altă planetă, de ce nu pe planeta Marte? Există urme că pe Marte au fost râuri, fluvii, există urme de eroziune lichidă, acel lichid care nu mai există. Marte este o planetă aridă în momentul de față pe care noi căutăm cu ardoare urme biologice. Atmosfera lui Marte este formată 85%, 95% din bioxid de carbon din care se poate dezvolta oxigen în momentul în care ar exista plante. De ce nu ne gândim că odată de mult a existat altă atmosferă acolo? Deși e foarte rare fiată, ar putea fi transformată în atmosferă de oxigen, cel puțin în incinte limitate unde să trăiască oameni. Probabil că odată anumite entități au zburat de acolo, înțelegând că planeta lor va fi pustită de vreun fenomen natural și au ajuns pe Pământ. În timp de milioane și milioane de ani, soarele s-a mai răcit și condiții favorabile pentru viață sunt întrunite acum în sistemul nostru solar, pe Pământ. De ce nu, atunci când a fost mai cald, aceste condiții s-au găsit pe Marte? Este o opinie de-a mea. Nu pot să spun că pot să o demonstrez, dar ea urmează un anumit curs logic. Teoria astronautului antic este o teorie care susține că, de fapt, umanitatea a fost creată de anumite ființe inteligente, superioare, și că, într-un fel, Dumnezeul Creator este înlocuit cu extraterestrul Creator. Și aș vrea să știu ce părere aveți despre, despre această idee. Eu sunt convins că în Univers există o anumită energie universală care reglează, într-un fel sau altul, lucrurile la, nivel, la nivelul Universului. Acestei energii ne suntem supuși și noi. Și noi, împreună cu toată ființa noastră. Să nu uităm că noi, ca ființe, avem un anumit câmp energetic, care, dacă nu rezonează, cu anumită energie care îmbracă pământul nostru, îmbracă sistemul nostru planetar, dacă nu rezonează între noi ca oameni, putem să ajungem să ne facem rău, să ne distrugem unii pe alții. Și din păcate vedem și astfel de elemente, de fenomene la nivelul planetei. Să nu uităm de războaie, de lupta pentru putere, de lupta pentru energie și așa mai departe. Ei bine, plecând de la această idee, și ajungând la existența posibilă a unor alte ființe inteligente în Univers, așa cum noi explorăm acum Planeta Marte. De ce nu și alte ființe, poate de undeva mult mai departe decât de noi, la un nivel tehnologic mult superior, au venit să exploreze și să vadă ce se întâmplă pe Planeta Pământ? Există în anumite imagini, descrieri antice. Uh, elemente care ne sugerează destul de evident faptul că au fost entități pe pământ care au zburat cu ceva de genul navelor cosmice, foc în spatele unor vehicule în desene uh, din niște documente indiene foarte vechi. Uh, din alte documente care au fost descoperite în general și care au fost Altfel interpretate decât prin această prismă a posibilității venirii unor alte altor entități pe pământ. Dacă le-am reevalua și le-am privi prin această prismă, poate că am înțelege mai mult din ceea ce s-ar fi putut întâmpla acum mii de ani pe pământ. De ce nu anumite tehnologii ne-ar fi fost transmise și de astfel de entități? Dacă aceasta aveau un câmp energetic puternic și puteau să. Coreleze anumite lucruri, să comunice la nivel telepatic, să fie imune la anumite lucruri negative de pe pământ, de ce nu acestea ar fi putut fi considerate niște Dumnezei, în ghilimele, de către pământeni? Niște ființe intangibile, dar care fie ne protejează, fie ne dau energie, fie creează viață pe pământ. Ar putea fi o teorie.